Știința nu a recunoscut efectul direct pe care l-ar avea ceea ce mâncăm asupra stării noastre de spirit. Dacă s-ar fi demonstrat științific, faptul că felul în care ne alimentăm are o influență directă asupra psihicului nostru ar fi însemnat să conștientizăm că putem schimba starea de spirit cu o bucățică de ciocolată sau cu o friptură. Și cu toate acestea, foarte multă lume crede în legătura directă care există între alimentație și psihic și chiar această convingere poate crea legătura între alimente și stările noastre emoționale. Chiar dacă pare greu de crezut, ceea ce băgăm pe gură, alimentația noastră, ne influențează starea de spirit datorită chimiei pe care o conține. Între alimentația pe care o alegem și felul în care ne simțim din punct de vedere emoțional este o legătură extrem de strânsă, așa că fiecare aliment în parte trebuie ales ținând cont și de acest aspect. Astfel, metabolismul, hormonii și neurotransmițătorii noștri vor funcționa așa cum trebuie și ne vom putea concentra la maximum, ferindu-ne și de depresii. Alimentele care sunt de origine de tip antioxidanți, de tip legume, fructe, de tip vegetal, oleaginoasele de tip vegetal și menționam fasole, bob, linte, năut, care conțin aproximativ în ele destul de multe elemente și obișnuiesc să spun unele din ele chiar întreg tabelul lui Mendeleev, acel combustibil și sinergia componentelor din ele dă în organism o eliberare treptată a nutrienților și totodată o stare de spirit constantă și rezistentă. Din cauza puternicei componente emoționale, plăcerea de a mânca ne face să vrem în fiecare zi mâncăruri nocive, cartofi prăjiți, fripturi, mici și bere, înghețată, ciocolată. Vrem carbohidrați când suntem deprimați și mâncăm ceva care se digeră ușor, astfel încât să se elimine cât mai repede serotonina. În schimb, după potopul de răsfăț, energia scade rapid, la fel de rapid cum a și intrat. Produsele cele mai procesate au acest efect nociv, deci ele sunt și cele mai rele mâncăruri care conduc la depresie. Datorită faptului că legumele și fructele se digeră foarte rapid, se eliberează glucidele complexe destul de treptat, ajută și sunt bazice, organismul nu se chinuie atât de mult, deci funcționează foarte ușor, foarte lejer, dă o stare de spirit destul de plăcută. Ce trebuie să mâncăm pentru a fi tot timpul fericiți și cu poftă de viață, aflăm sâmbătă de la ora 10:30 din emisiunea Arome în bucătărie.